Tatăl strict, dar ne jucăm vați ascunserea. Minim 2 jucători, intrăm mai mulți, vedeți că suntem toți aici. Nu știu, au, eu am cumpărat ceva să am skin, de-aia ei nu au. Ok, hide and seek, le scriu abonaților aici. Și fii atent, nu știu dacă prima rundă e cu abonați, nu e cu abonați, dar o să fie mișto. Cine va fi tatăl? Eu voi fi. Hopa, v-am zis din start, fii atent. Eu sunt tatăl strict. Ia mă, ia, e un mod nou de joc. Și că ne-am jucat la cu tatăl strict, unde trebuie să te ascunzi de el. Și stă el pe canapea. Ia uite, mă! Eu sunt sal. Aoleu. Ce s-aude, bă? Eu sunt tatăl strict, dacă nu ți-ai făcut tema, voi veni după tine. Mă încarc, nu știu ce să... Să-i sperii. Bun, tu ești tatăl. 15 secunde ca să înceapă jucătorii. Hi-hi. Deci ei chiar se joacă. Jucătorii trebuie să se ascundă. E hide and seek. Ce horcă-ne tatăl. They want freedom. Find the hiders. Disable killing. Nu știu ce e aia. Ce sunt butoanele? Disable? Scary face. Ia uite-mă! Hopa! Turn on the lights. Dar de ce nu văd? Hopa! Sunt în garaj. Chiar dacă vedeam tot, era prea uș... Hopa! Ce se întâmplă? Ia mă, first person. Aha! Opa, dar ei trebuie să încerce să gătească, nu cred, e că doar se ascund. Au ceva aici, la generator. Urcăm sus la... Bă, nu văd! Urcăm sus la etaj. Deci e mai scary pe... Cine ești tu? Nu! Am alecat! A fugit și Bolanis! Bă! Ei trebuie să stea în pat, nu? Acum m-am prins. Stai. Gata. Păi ăla de ce nu stă în pat? Bă, ce se întâmplă? A murit, a murit. Hai să-i las. Deci ne jucăm Find Your Kids. Opa! Ei nici nu știu că eu am ieșit. Deci ei se joacă Find Your... Doamne, el se joacă Tatăl Strict, dar... Stai să nu-i campez la generator, fii atent, îi lasă-l umple. What? Pe ăla l-am făcut Tatăl Strict. What? Sunt mai mulți? Doamne, ăsta a ieșit din casă. Don't get out, dummy. Opa. Ok. Hai să vedem unde e toată lumea. Ăla nu înțelegi nimic, ia uite-mă. Pour water. Grab drinking glass. Ai, eu pot să pun capcane. Cred că i-au omorât ălălalt. Seekers win. The hiders lose, haha. Cred că e imposibil să te ascunzi. What? Bă, ce se întâmplă? Trebuie să ne jucăm cu abonații ăsta. The dead wins, haha, noob. Bă, e cam imposibil. Deci nu știu ce trebuie să faci ca să câștigi. Și de ce dansează? Dansăm toți. Hopa, chiva, jaca, habar n-am ce înseamnă. Trebuie să vedem ca și supraviețuitori, am văzut că te poți face invizibil. Poate mai puțină, mai multă viziune, mă, eu sunt VIP, sunt regele. Cred că o să zică din nou, bu. Ale, caracterul lui care intră sau? Că și la mine era aceeași animație și nu eram eu. Tatăl strict. Nu pricep, trebuie să mânc. Hide from the seekers now, plus one banana peel. Ah, nu pot să intri în... e lanternă, mă, de ce nu zice așa? Ok, trebuie doar să mă pun în pat. Ce mă asta? Jump scare everyone. Survive until 6 AM. Hopa, mă bag în pat, mă bag în pat. Deci avem banana pe care el alunecă și ne facem invizibili. Ia uite-l! Băi, tatăl strict! Oameni, ce joc! Ia uite-l! N-ai ce să-mi faci, Bolanis!
S-a făcut invizibil ăla. Acum pun banana. Turn on aircon. Cred că... nu știu, trebuie să mănânc sau... bun, deci trebuie doar să supraviețuiesc. Asta e destul de ușor. Uite, dodge. Ăla nu știu ce e. Tokyo... bă, gulci, s-o nu... eu am călcat pe banana mea. Opa! Sleep! Oh my god! A fost la limită! Holy! Ce se întâmplă, bă? Stai non-stop checking. Și o să fie din ce în ce mai mulți. Gata, nu mă știe, nu mă știe. Am luat canistra de benzină. De ce e ușa deschisă, e întrebarea? Ce asta? Îmi e frig? A, s-a dus oxigenul, what? Nu cred, dar de ce nu pot să sar peste... a, s-a dus oxigenul. God damn it, dar nu scrie nicăieri pe ecran. The hiders lose, haha. Nu, aveam... canistra. Uite-l! El e! Hai să fugim, hai să fugim. Fii atent. Îi punem banana aici. Nu știe, nu știe. Cred că nu știe cum funcționează jocul. Aia e toată chestia. Pornim aerul condiționat. Trebuie să supraviețuim. Ne băgăm la somn. Și trebuie să facem generatorul. Adică... pur și simplu nu văd unde e bara de viață sau orice altceva. Folosește banana ca să alunece tatăl strict. Bun. Problema cu jocul ăsta e că e casa prea mică. Faza e că tu trebuie să te ascunzi de el nu neapărat în pat, dar și în colțuri, că el nu vede. Adică Granny-man nici măcar nu înțelege ce se întâmplă. Vezi, noi trebuie să... ce mă disperă e că nu poți să sar peste asta. De ce? De ce nu-mi dai un avantaj să poți să sar dacă el urcă pe scări să sară pe de prin spatele lui? Asta e mega stupid. Fiel. I-am dat refill, dar... cât are? 94. Uite-l. Ne caută Granny-man. A, sunt mai mulți, mă. Îi oprim luminile. Nu mă vede, fii atent că nu mă vede. Bă, 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 bă! Ce se întâmplă, bă, ăștia mă caută pe mine și sunt trei tați stricți! Trei! Mă bag în pat. Ok, am împins generatorul mai departe. Dar n-am nicio idee. Trebuie să mănânc sau nu, aia e curiozitatea mea. Și ăștia... se tot aude ceva jos, dar ăștia nu știu să vină aici. Mamă, cred că pot să mă uit pe camerele alea. Ia stai așa. Ce face, mă, ăla? Mănâncă jos. Bă, 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 trebuie să mănânc și eu. Ok, vine tatăl strict. Mă bag în pat repede. Ia uite-l. Alunecat pe banană. Papă banana. El nu vede, dacă îi stingi lumina se vede foarte ciudat. Aoleu, ăștia campează. Plecați, bă, din pat la mine. Plimbă ursul, pleacă, bă. Doamne, uite-te. Nu vrea să sară, dar nu știe că nu poți. Dăm refill la 100%.
Șapă! Bă, l-a făcut... Mamă, vezi că l-a făcut mâncare full. Uh-oh. Fii atent, dacă țin lumina stinsă, nu mă știe. Deci n-ar trebui să mă vadă absolut deloc. Trebuie să mai găsesc benzină. Trebuie să mai găsesc combustibil. Ăia sunt toți checking. Fii atent că sunt pe masă, efectiv. Rafa, zici la mulți ani. Cum n-a murit, mă, ăla? Că eu nu... Asta a fost invizibil. What? Babe, try scaring your kid by hiding in this room. Cum sting lumina din camera asta? Oh, ce m-a speriat de ăla? Oh! Moartea. Hello, mi-a zis. Apa? Abilitatea asta de a te face invizibil nu e infinită. Dar de ce nu am o oră pe ecran să-mi dau seama cât trebuie să supraviețuiesc? Uite că a venit tatăl strict. Bă, am mâncat. Am pus benzină. Salut, Granny Man. Pleacă, Granny Man. Aolea, te spargi de râs cu el. Imaginează-ți o lume în care Granny Man e tatăl meu. What? I-am zis, pleacă de aici. Ok, ok. Toată lumea. Adică o să câștigăm? Cred că e prima oară când văd să câștige haiderii. Mâine fac 16 anișori. Granny Man ai 8 ani. Endless. Uite, asta nu e abonat. Aprindem televizorul. Ok. He, ia uși ce zice asta. Time to die. No! Bă, nu mai avem oxigen, man. Dar nu e corect, că am rezistat. Ziceți voi că nu. Papa banana. Adică eu nu pricep ce faci. N-avem și un. Opa! Bă! Mâncam cartofi. What, eram efectiv afecat. Am câștigat atât strict. Datorită lui Granny Man și Pringles Man. Ia, ce zice? Hopa. De ce sunteți profesioniști la ascuns, zice tatăl strict? De ce are fața întunecată? Ia uite-mă. Mi se aprinde capul. We are built different, au suntem construiți diferit. Fii atent, mi se aprinde fața, n-ai mai văzut așa ceva. Bine, copii, data viitoare voi. Vă voi găsi până când? Va continua, n-a vrut să ne zică. Tatăl strict. Bă, asta e un joc, gen, sincer să fiu cu voi, este imposibil să câștigi. Adică, nu știu, e un joc prea dubios. De ce nu-ți arată ora pe ecran? De ce nu-ți arată stats-urile pe ecran? De exemplu, dacă ți-e foame, dacă trebuie să bei apă, că există în jocul single player. Mă rog, nu single player, dar în care nu ești hide, nu e hide and seek și te ascunzi cu prietenii tăi, cu alți oameni, nu cauți tu, știi? Nu știu, nu arăta nimic, nici oră, nici nu știam dacă se mai termină. Așteptam efectiv să duc oxigenul. Dacă v-a plăcut, like și ne vedem la viitoare. Oh!